Una de seara și bine ați venit cu dragul profanat cu probleme de matematică la geometrie și la algebră. Teza! Teza, da? Discutăm teza. Chiar așa spunem, discuție. Foarte, da, foarte mult scris, domn profesor. Da? Într-adevăr, e mult scris, să știți. Scris eu. Dar eu am să încerc să scriu... Mai puțin. Mai puțin pe tablă. Să dăm drumul la cronometru. Plata a șaptea. Da, 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 suntem pe ora noastră, așa că... E dat. E dat drumul. Clasa șaptea. Șaptea, teza la clasa șaptea. Teza, nu tema. Da. Rezolvăm teza, da? Da. Rezolvăm teza. D la clasa A șaptea. Știi câte ar putea? Da, 1, 50. Da, te rog. Să se rezolve ecuațiile, amic. Să se rezolve ecuațiile. 3 x 10 supra 4. 3 x plus 10 supra 4. 10 supra 4. Minus 7 x plus 5 supra 2. Egal cu 2 ori, paranteză pătrată. 9 x minus 4 supra 3. 9 x minus 4 supra 3. Minus 3 pe lângă. X supra 2 plus 7 x minus 6 supra 4. Închideți paranteza rotundă și pe cea pătrată. Echivalentul. Adi, vorbește repede. Bun, aplica a doua cu 2. Da. Și o să fie 3x plus 10 minus 14x plus 10. Minus. Minus 10, pardon. Minus 10, totul supra 4. Totul supra 4, egal cu 2 ori. Paranteză pătrată, 9x minus 4 pe 3, minus 3 pe lângă, aplicăm prima cu 2 și o să rezulte 2x plus 7x minus 6, totul supra 4 și paranteză pătrată, echivalent cu 3 minus, cât erau, minus 11x, atât. Da, minus 11 x plus 4 egal cu 2 pe lângă ori. Da, 2 ori 9x minus 4 2 pe lângă 9x minus 4 supra 3 minus 3 pe lângă 3 ori linii de fracție 9x minus 6 pe 4 9x minus 6 totul supra 4, da? Da. Echivalent cu? Minus 11 x pe 4 egal cu 2 pe lângă 9 x minus 4 pe 3. Acolo hai să aduci la aceeași metodă dată. Adică trebuie să amplificăm prima cu 4 și cealaltă cu 3, nu? Da. Și vine 4, 9. 4, 9, 36. 36 x. 36 x minus... cu 4, minus 16. Minus 16. Minus, acolo cu 3, adică e 9, practic. Da. 3 ori 3, 9, amplificăm cu totul. 9 ori 9, 81x, minus 81x, și plus adi, din cauza că minus divizat schimbă semnul, 6 ori 9, 54, da? Da, pe 4. 54 pe 4, da? Și 4 ori 3, 12, Mihaela. 12. E pe 12, suntem pe 12. Da, pe 12, atenție multă. Simplificăm acolo. 2 cu 12 simplificăm și facem 6. Și echivalent cu minus 11 x supra 4 este egal cu, vorbește? Este egal cu 36 minus 81. 6 din 11, 45, minus 4. Minus 45 x. Da. Plus. Și plus? Plus 6 din 14, 8. 1 din 3, da? 38. Da. Totul supra 6. Ne-am uitat la comandă 12. 12, deci amplificăm cu 3 aici. Da. Și cu 2 aici. Și asta avem.
minus 33. Minus 33. X. Egal cu. Egal cu. Minus 90. X plus 76. Echivalent, 90 am dus din partea cealaltă. 90 minus 3. Și vine 57. 57 x egal cu 76. X egal cu 76 și fac 57. Dacă 7 ori 8. 57 ori se mai scrie cu 76, adică prin 2 nu merge. Prin 5, 6, 12, 7, 6, 13, prin 3 nu merge. Prin... 7 să-i prin, nu? Cât ori cât fac 57? Nu. Număr. 57 e număr prim. Dacă e unui număr prim, nu mai discutăm. Așa lăsăm. Deci asta e soluția. Mai vedem încă o dată dacă la rezultatul ăsta ai ajuns, Miruna? Nu. Nu ai ajuns. Nu, ajuns la 19 pe 17. 19. Am greșit noi, hai să ne uităm o dată. Ne uităm o dată, e posibil să fie greșit și noi. Hai să vedem o dată. Deci așa au fost date. Există 3x plus 10 pe 4? Da. Minus 7x plus 5 pe 2? Da. 2 da. Ori 9x minus 4 pe 3? Da. Minus 3 pe lângă x pe 2 plus 7x minus 6 pe 4? Da, ăsta e exercițiu. Bun. Ce am făcut aici? Repede am sezat, am multiplicat cu 2 și am zis 3x plus 10 minus 14x minus 10 pe 4 egal cu 2 pe lângă. 9x minus 4 pe 3 minus 3 ori am amplificat cu 2 2x plus 7x minus 6 pe 4 echivalent minus 11x pe 4 egal cu 2 pe lângă 9x minus 4 pe 3 și aici zicem 2 cu 7 9x minus 6, da? 3 da, ori. Da, corect. E bine. Da. Și amplificăm aici cu 3 face 9, aici cu 4. 4, 9, 3, 6. Deci 36x, 2 o lăsăm în față, minus 16, minus 9 ori 9, 81, și plus 9 ori 6, 54. 9 ori 6, 54, corect. Da? Supra 12, gânditorul comun este 12, pe ori 4. Și îndată, simplificăm 2 cu 12 și 6, și atunci rămâne minus 11x pe 4, minus 45, cred că e bine minus 45, da? X plus 38 pe 6, numitorul comun 12 cu 3 aici, minus 33x, egal cu minus 90x plus 76. X egal cu 76 supra 57. Corect. E corect. S-a greșit la calcul, da? Undeva, din urmă ați dat celălalt lucru. Căci mai departe. B, 3 pe lângă X minus 2. 3 pe lângă x minus 2, 2, pe lângă x plus 2, x plus 2, minus 4 pe lângă x plus 1 la pătrat, x plus 1 la pătrat, plus 5 pe lângă x minus 3 la a doua, x minus 3 la a doua, egal cu 2x minus 3 la a doua, plus 4 minus x. Plus 4 minus x, da? Da. Echivalent cu, Miruna vorbește acum, cum tu repede. 3 pe lângă x la a doua minus 4. 3 pe lângă x la a doua minus 4. Minus 4x la a doua. Deodată, da? Minus 4x pătrat. Minus 8x. Corect. Plus minus 4. Minus 4. Plus. Plus 5x la a doua. Da. Minus 30x. De ce 30? Că e 2 ori 3. 2 ori 2 ori 3, 6 ori 5, 30, da. Minus 30 x. Plus 40, minus 45. Plus 45. Păi, da, da, plus 45. Plus 45. Corect. Egal cu 4x la a doua. 4x pătrat. Minus 12x. Da. Plus 9. Plus 9. Plus 4. Plus 4 minus x. Echivalent cu 3x pătrat minus 12. 3x pătrat minus 12 și acum reduci și pe ăștia, că nu scrim da. Minus 4x pătrat cu plus 5x pătrat plus face plus x pătrat minus 8x cu minus 30 minus 38x minus 4 cu plus 45 plus 41 egal cu 4x pătrat da.
minus 13x. Minus 13x. Plus 13. Plus 13. Echivalent cu? 3x pătrat și cu x pătrat, 4x pătrat. 4x pătrat și se simplifică 4x pătrat. Deci 4x pătrat s-a terminat. Minus, 20, minus 12 plus 41 e... Minus 12 plus 41 cu numeri. Hai să le terminăm cu x. Te rog, cu x-i. Minus 38x cu 13 plus 13. Plus 13x egal cu 13... Minus 20, 20 și cât? Minus 25. Minus 25, Verona. Minus 38x plus minus 13 și când l-aduci plus 13x. Da, și egal cu... Minus 25x. Da, și minus 25x egal cu... 25. 25x egal cu... 13 minus 29. Acolo făcea plus. 13, ăsta de aici, da? Da. Aici da. Face cât? 29? A fost plus 29 aici, da? Da. Plus minus 29 va veni. Da. Și din minus 29, 13... Minus 16. Minus 16. X egal cu 16 pe 25 și egal cu 4 pe 5. Și egal cu? De ce 4 pe 5? Păi nu-i 16 pe 25? Păi da, și nu-i x pătrat. 16 pe 25. 4 la 2 pe 5 la 2. Dar și ce te frământă? 4? Potolește 4. E bun. Că așa e și scris. Stai secundă. E bun. Păi da, să vezi că e 4 pe 5, ca și mai extrase radicalul. Nu știu, în caz că trebuie să dă așa 4 pe 5. Dar cum să dea 4 pe 5 când e la a doua față? Dacă ar fost x la a doua egal cu 16 pe 25, atunci x egal cu 4 pe 5, plus minus. Și când e rezultat? 16 pe 25. Tu vezi, zi-mi 5 pe 4. Bă, nu. Dar nu contează, păi, calculul. Așa e odată. Dar așa e odată, Miru, nu e așa o zi. Nu mai uităm încă o dată, măi, dacă am greșit. Poate am greșit noi din nou. Ne uităm încă o dată. Deci x la a doua minus 4 a de bine? Da. 3x pătrat minus 12 minus 4x pătrat de 2 ori pe 2x minus 4 minus 8x minus 4 plus 5x pătrat minus 30x plus 45, că nu ori 5, 45, egal cu... 4x pătrat, prima parte la pătrat, de 2 ori, prima ori la 2, 4 ori 3, 12x plus 9, plus 4 minus x, echivalent cu. Și acum facem reducerea terminului asemenea. Deci vine 3x pătrat minus 12 și x pătrat cu minus plus 3x pătrat face 3, 4x pătrat se reduc, nu? Îmi rămâne minus 8x și cu minus 30 minus 38x, plus 41, cu 45 minus 4 face 41. Și aici este minus 13x, că minus 12 minus x minus 13, plus 13, 4, 9, 13. În final, văd că nu, n-am greșit, da? Nu, nu, e corect. Bine, mergem mai departe. Problema numărul 2. Un biciclist a parcurs distanța dintre două orașe în trei etape astfel. În prima etapă a parcurs 2 pe 9 din distanță. 2 pe 9 din x. Da. X distanța sau din 2. Hai zici cu x am notat distanța. În etapa a doua, 3 pe 7 din rest. 3 pe 7 din x minus 2x pe 9. 3 pe 7 din 7 pe 9x. Că diferența dintre 2 și 9 este de 7. 7 noi mi-a rămas. Eu am scris 3 pe 7 pe rând de x minus 2x. 2 x minus 2, 2 pe 9 x. 2 pe 9 x. Și când faci să vede da, 9 da, x da, minus da, 2, da, da. Eu am zis-o de dreapte, ca să mergem mai repede. Da. Deci, în etapa a doua, face cât? 3 șeptim. 7 ori... Da, din rest. Din rest. Din 7 x pe 9. Încă o dată insist. Restul. Scădem din x, cum a zis Miruna, din x scădem pe 2 pe 9 x și a duci la aceeași metodă și vine 7x pe 9. Sau altfel. Deodată scădere înseamnă. Din 9 scădem pe 2 și vine 7. Corect. 7x pe 9. Da? Iar în a treia etapă, 64 de kilometri. Iar la a treia etapă, 64 kilometri. Aflați distanța dintre cele două orașe. Simplu copilă. X egal cu cele trei adunate.
x egal cu 2 pe 9, 2x pe 9, plus 3 cu 9 simplifică, 7 cu 7 simplifică, x pe 3, 7 cu 7, plus x pe 3, deci plus x supra 3, plus 64, plus 64. Amplificăm x pe 3 cu 3, 64 cu 9, aici cu, și aia la, cu 9. Hai să ducem la un cap la da, aici cu 9, 9 da. Aici cu nimic, aici cu 3, ia și aici adică cu 9. 9. Da? Și devine 9x. Egal cu 2x plus 3x plus 64 ori 9. 64 ori 9. 64. Echivalent cu? 9 4. 2 și cu 3 fac 5 și dus dincolo pare mult 4x. 4x, Miruna, egal cu 64 ori 9. 576. Nu, dar nu mulțesc. Las 64 ori 9. Împart acum prin 4. Și vine că x egal cu 4 în 6 odată, 24 de 6, 16 ori 9, da? 16 ori 9 și acum mulțesc 6 ori 54, 9 ori 1, 9 și cu 5, 14. 144 kg, da? Da, problema numărul 3. Așa. Problema numărul 3. Ce spune? ABCD este un, da, ABCD este un trapez isoscel. În ipoteză. În ipoteză avem ca A, B, CD, CD este un trapez isoscel. Vezi? Isoscel. În care AB e paralelă cu CD. Ni se și indică, da? Da. AB paralelă cu CD. CD. AC perpendiculară pe BC. AC perpendiculare pe BC. AC egal cu 40 cm. AC egal cu 40 cm. BC egal cu 30 cm. 30 cm. Să se determine perimetrul și area trapezului. Perimetrul lui ABCD. Și area. Și area lui ABCD. Egal cu perimetrul și area trapezului. Ce facem? Desenăm un trapez. Isoscel. Ce înseamnă trapez isoscel, Ali? Trapez isoscel, Ali? Are unghiurile congruente. Unghiuri la bază congruente și celelalte două laturi neparalele sunt congruente, da? Da? Asta este trapezul isoscel. BC-ul e mai mic, deci îmi punesc A, B. Dar de unde știu că BC-ul e mai mic? Da. Uite aici, e 30, nu? Da, și AC-ul? AC, AB, paralel cu CD. Da. AB cu CD. Nu, nu mă pun care e baza mare și care e baza mică, nu? Da. N-am nicio. Dar zic și eu, tu vrei de sus să notăm? Nu, de asta am făcut o dată figura cu AB mare și o dată cu AB mic. Deci, AB... E paralel cu CD. Deocamdată da. E clar asta. Că AC e perpendicular pe BC. AC perpendicular pe BC. Adică dacă duc așa, aici am 90 de grade. AC e perpendicular pe BC. AC 40? Ce spunem? AC 40? AC e de 40. BC. La dimensiune. BC. 30. De 30. Da, da, e de 50, cred că, nu? Da, AB e de 50. Este rapid. 50? Da. Așa, așa. Pe Pitagora, acolo s-a făcut. Da, acolo e Pitagora. 3, 4 și 5. Ce mai cere aici? Area și... Aria. Perimetru și aria. Am dus din A, am dus din B. Dar BC e cât AD, nu, domn profesor? Cu dorile congruente. Da. BC este cât AD. Da. Și știu pe asta de 30, da. Asta e 30. Mai pe DC trebuie să aflăm. Sigur că da. Să duce așa pe perpendiculare de AD, de D1 și C1. Așa. Toată asta e cât asta de aici, nu? Notăm cu X, dacă vreți. E neștiută. Cât este AD1 și cu C1B? Oare AD1 este cât C1B? Da, este. Este, da? Da. Că sunt de trapezul isoscel și asta e cât asta. Toată era de 50. Scădem pe X și împărțim la 2 ca să găsim. Normal. Deci
din tot x, din tot 50, scădem pe x, că am notat-o cu x asta, minus x, supra 2, egal cu a de 1. Da? A de 1 îl știu. D de 1 nu știu. Nu știu. Ia să vedem în altă, în altă variantă. Cum aș găsi? Cum ați făcut? Am avut triunghiul de B, B prim de 90 grade. De B. Eu am notat altfel. Nu, dacă te duci așa, merg, tot așa devine. Și aici tot 90 grade este în partea asta, da? Este o simetrie. Diagonale sunt egale aici, nu cap pe discuții. Și... De pe prim, cum ar fi de ce, A, ce prim, ce acolo? E de 90. Eu, noi putem să aflăm cât e CC1. CC1? Cum, Adi? Nu CC1, cât e are triunghiului. Păi zi. De formula lui Heron. Bun, m-aș duce? Da. Dar mai rapid, cum poți să afli? Mai rapid, CC prim egal cu D, CC prim pătrat egal cu D1 ori C, D1 C1 ori C1. Nu D1 C1, A C1 Ade. A C1 ori C1, dacă vrei teorema înălțimii. Da, 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 așa teorema. Nu știu. A C1. Nu știu. Nu, altă, altă idee. Are pe două căi. A, cateta 1 ori cateta 2 pi 2. Da, egal cu baza ori înălțime. Corect. Și am găsit înălțimea. Da, rapid. Merge și cu formula Heron, dar e mai multă muncă. Semiperimetru, nu știu ce. Da, eu pe asta l-am dus și de asta am pierdut timp. Dar asta e, e foarte rapid. Ți trebuie CC1 obligatoriu, da? Da. De ce îți trebuie CC1? Ca să te poți duce aici în triunghiul ăsta. CC1 e cât D de 1, cum am zis noi. Și cum A de 1 știu și D de 1 știu, atunci în triunghiul dreptunghic apare ecuația nici și merge foarte bine problema. Hai să zicem. Deci zicem area, area triunghiului care triunghi ACB, ACB egal cu C1 ori C2 pe 2, cateta 1 ori cateta 2 pe 2. ACB, spune domnul. AC, ACB, da. Este CC1 pe 2 și egal cu baza pe altă parte, AB. Adică ipotenuza ori înălțimea, da? Ori CC1 pe 2. Și echivalent cu 2 cu 2 la fracție mare în picioare. Și de aici rezultă că C1 ori C2, adică 40 ori 30, este egal cu 50 ori CC1. De unde scoatem pe C, C1, egal cu, intru în 0 repede, 4, 3, 12, 120 pe 5. Și egal de 2 ori, 2 ori 5, 10, 24 cm. Da. Da? C, C1, deci am găsit că C, C1, C, C1 egal cu cât? 24 cm. Tot acolo ajungi, dar muncești mai mult prin formula Heron. Da, am muncit mai mult, da. CC1 e 24. Și acum, în triunghiul A de 1D, în triunghiul A, sau aici CC1B, tot exact. Una-i, da? În triunghiul C, hai să spun C1B, voi spune că... C1B, că pe ăla l-aflăm. C1B la pătrat. Deci rezultă că C1B la pătrat este ipotenuza la pătrat. Păi, deci acolo, 900. 900 minus cealaltă cateta la pătrat. 24, 576. Cât? 576. Și egal cu? Cât face aici? 324. Cât? 324. 324, nu? Da. E bine, 324, da. Da. Asta la pătrat. Unde e C1B, C1B simplu, e radical din 324. Da. Și 324 nu este pătrat perfect. 324. Da, ne fiind pătrat perfect, hai să încercăm să-l descompunem. 324 merge prin 2 odată. 6, 2, 2,
8, 1 și 9 la a doua. Da. Adică e pătrat perfect. 9 ori 4, 4, 9, 3, 6. E 9 ori 2, 18. 18. 24. Da, 18. Dar dacă ne duceam în triunghiul aia... Dar lasă puțin, 18, supunem. 18. 18, deci egal cu 18. Și acum, C1B pe de altă parte, C1B a fost de noi calculat, este 50 minus X pe 2, da? 50 minus X pe 2. Și egal cu 18, adică 50 minus X egal cu 36, X egal cu 50 minus 36 și egal cu 14, nu? Da. Iată, că am aflat și pe baza... CD e 14. Așadar, știm că CD egal cu 14. Gata, perimetrul este. Perimetrul triunghiului. Perimetrul lui ABCD. Egal cu 14 plus 30 plus 50 plus 14 plus 60 plus 50 plus 110. 14 plus 60 plus 50. Da, plus 60. 50 plus astea două. Plus 60 face... 124, nu? Da. 124. Iar aria, aria lui A, B, C, D, e baza mare plus baza mică, adică 50. 50 plus 14. Plus 14. Ori înălțimea... am aflat-o în înălțimea. Cu 24, parcă era. Da. Ce, ce, 124, da. Da, ori 24. Supra 2. Simplificăm, face 12 și atunci vine 64 ori 12. 64 ori 12. 64 ori 12 l-o să așa, nu mai mult. Hai, lasă că... 64 ori 12, pușea. Da, profesor, mie mi-a dat la teză 123 perimetru. E bine, 123? Păi de ce, mă? Nu știu. Nu ți-a avut 14, n-ai avut 14 aici? A avut 13? S-ar putea să fie avut 13. Păi nu, asta nu se explică. 50 este. 30, 30 da. Este. Și cum de când aduni 50 cu cine să-ți facă 13? 123. Păi și 18 bucăți. Deci nu văd decât faptul că ai greșit acolo la calculul și ți-o dat 13. Dar bucata mică cât ți-o dat? O dat 18? Da. Ei, păi dacă 18 și cu 18, 36 minus 50, 14. A. Ai zis că e 13. Da, da, ai fost atent la scăderea cea din 50, da, 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 18, 18, 18 Jesus, 13. Problema numărul 4. Da? Da, am aflat, are și perimetru, gata. Bun. Problema numărul 4. Problema 5. Ce să faci? Asta e ultima de la meză? Nu, mai este una. Mai sunt două. Asta, 4, da? Da, 4 și 5, la 5. Problema 4. Să vedem 4. Triunghiul ABC este XOC. AB congru, egal cu AC. E vreau, te rog, să ștești cu hârtia ta. Da. Deci, triunghiul ABC, XOC. AB egal cu AC. În ipoteză, triunghiul ABC, XOC, AB egal cu AC, da? Da, da. BC 24 cm. BC 24 cm. Tangentă de B 4 pe 3. Tangenta unghiului B 4 pe 3. Egal cu 4 pe 3. Să se determine. Să determine perimetrul și aria triunghiului ABC. Perimetrul triunghiului ABC, ABC și aria. Egal cu cine și aria lui ABC. Egal cu cine. Un triunghi isoscel face și noi, da, să fie o figură acolo, vreau de făcută. A, B, C. Numai dacă problema 5 are ceva interesant. Da. Până acum are, n-a are. Fost deloc, nu v-a solicitat. A fost de uzură, așa. B, C e de 24 și tangenta unghiului B e 4 pe 3. Duce din aia. Neapărat. Numai într-un dreptunghi puteți să... Și asta adică la mijloc, nu? Într-un triunghi social A1. Asta este de câte? 12. Și B... și tangenta unghiului B, zicem, tangentă de B, egal cateta opusă A1, A1, supra
cateta alăturat. A, supra cateta alăturat. Da, cateta opusă și cateta alăturat. Supra A1B. Și cât vine acolo? Supra 2. Supra... Supra... lasă din acolo. Supra 12. Supra A1, supra 12, da? Da, da, și echivalent cu valoarea tangente, o știu, 4 pe 3. 4 pe 3. Deci 4 pe 3 egal cu A1 supra 12. De unde care A1 este repede știută că 4 ori 12 pe 3, da? Da. 4 ori 12 supra 3, significă 4 și egal cu 16. Așadar, știm că 16 este A1. Teorema lui Pitagora, Pitagora și avem pe AB. Așa, și deci zicem, AB va fi egal cu radical deodată, zicem, radical din AB pătrat, nu AB, egal cu radical din... noi am aflat-o pe A1, nu? Așa. Da, da, 12 pătrat plus 16 pătrat. Nu așa bine, da? Radical din 144 plus 256. Da, 256. Da, 256. Și de 400. Și face radical din 400. 20. Și egal cu 20. Gata, a, perimetrul egal cu... Deci asta e 20, 20. Perimetrul egal cu... 40. 40 24 și egal cu 64. Și aria? Aria egal cu baza... 24, nu? Ori 24, ori înălțimea A1 care am găsit 16. 16. Supra 2. Și face 12 ori 16. 12 ori 16 și lăsăm tot profesorul să facă, nu? Da, bineînțeles. Bine, ca să... Ca să nu mai e mult. Să țină minte. Să țină minte că sunt de cel tabam. Ei, aici, la 5, n-am mai apucat să o judec. Să vedem. Acolo, automatic, restart. Ce spune în problemă? Problema numărul... A apărut acolo ceva automatic, restart, știți, domnul profesor? Între unghiul ABC, măsură unghiul IA 90 de grade. Ce s-a întâmplat la rapor? Dați-i pe close, pe ăla din dreapta. Close, da? Între unghiul ABC. Deci, între unghiul ABC. Măsura unghiului a 90 grade. Deci, în ipoteză, avem triunghiul ABC cu măsura lui A egal cu 90 de grade. Și BC egal cu 15. BC egal cu 15. AB egal cu 9. AB egal cu 9. Se construiește înălțimea AD. Deci, într-un unghiul ăsta se construiește înălțimea AD. Așa. AD pe perpendiculară pe BC, cred că. N-are BC. Păi, da. Și AD perpendiculară pe BC, da? Da. Cercul de diametru AD intersectează segmentele... Cercul de diametru AD... Intersectează segmentele AB și AC în E. În E și, respectiv, în F. Hai să facem figura. Facem figura, da? Deci se dă un triunghi dreptunghic. Obișnuit să-l facem cu unghiul drept în sus, da? Așa. Voi aveți acolo posibilitatea să măsurați bine. Și A, B, C. Duc BC, o știu de 15, AB, AB e de 9, asta e de 15, aia e de 225, de Pitagora, AB o știu repede, cum aflu pe AB? AB va fi egal cu radical de 200. AB o știm că e 9. AB e 9. AB. Atunci hai să pun, cum e desenul meu, să zic așa. B-ul aici și aici C-ul, da? Da. AB 9. Și atunci... Zic, din 225 scădem pe 81, nu? A, ce? Puneți A, ce? La AB,
A ce scrie, domnul? Unde am zis? A ce, la început. A ce, a ce. Face... 144. Îți face... 144. 12. 12. Deci asta e 12. Bun. Bun. AD se ducă perpendiculară. AD. Și acum spune cercul. Acum vă zic. Cercul de diametru AD. De diametru AD, da? Da, da, da. Intersectează segmentele AB și AC în E și F. Dacă e cercul de diametru AD, înseamnă că la mijloc se află centrul cercului. Corect. Dacă diametrul este AD, centrul său este aici. Și intersectează pe AB și AC în E și F. Deci duc un cerc, pur și simplu, de diametru și intersectează cercul acesta pe dacă ia diametru, trebuie jumătate de cerc în partea asta. Da, și jumătate în partea asta. Bun. Adică iată așa. Și jumătate de cerc în partea asta altă. Da. Așa. Aici este tangent jos. E tangenta la cer, bine? Și cercul ăsta... Intersectează pe AB și AC în E și F. AB în E și pe asta în E. F. AB și AC în E și F. Așa. Determinați lungimea segmentului EF. Să găsim EF-ul cât este de mare. Cumva EF-ul trece pe 8. Așa mi-a ieșit mie acum, da. Ți-ai tu ieșit prin nou, Miruna? Figură? N-ai făcut problema asta? Am făcut figură, dar... Nu ți-a ieșit? Nu, cu ric, la care no. Hai să vedem. Deocamdată nu știm foarte sigur ce trece. O să ne gândim dacă ar trece prin O, ar fi chiar diametru. Da. Și gata, ar fi problema. Păi A, E, D, F, E, dreptunghi. A, E... Miruna, E, A, F. Are. E, A, F. Are 90. Păi dacă are 90, ce este E, F? Diametru. Diametru. Terminat. Ce? Nu? La diametru nu știm. Trebuie să-l aflăm. Păi da, dar important că am sesizat că e vorba de un cerc. Iar în cerc este înscris un unghi de 90 de grade și obligă pe EF să fie diametru. Și atunci, știți, mă întreba mea, oare trece prin O? Da. Și trece prin O. Da. Deci EF egal diametru. Asta, EF, cât e? Și EF este cât AD. E cât AD. Apoi asta ziceam că EAF e dreptunghi. E, A, F, D, este dreptunghi. De ce motiv ai tu? Că am un de 90 și EA e paralel cu DF. Da. Și atunci AD e egal cu F. AD e egal cu F, deci pe partea aceea. Și AD, A cât e 12, pe AD cât e 5 și pe AD. Aria pe două căi. Aria pe două căi. Bun. Te era Pitagora unde? Păi aveam AB la 2. AB e 9. Da. Egal cu AC e 9, e 12. Nu, da, ziceam că AB la 2 egal cu BD ori BC. BD ori DC, da. BD ori BC. BD ori BC, toată asta. Da, și am la BD și am la BD. Și am la BD. Dar mai rapid este aria pe două căi. Cateta 1, cateta 2, tot acolo ajunge. Nu este sancțiune, dar este observația corectă că dacă la este fața unei probleme și te duci pe o colectiv și pe ce tip, e treaba ta. Corect. E problema ta că tu te duci pe o care. De când ai sezizat asta, deci problema e ruptă, e țăndări făcută dacă ai sezizat că sunt diametru. Și da? Zici că AD e cât EF. AD e cât EF. Da. Fie că vezi tu că aici e dreptunghi care tot atât de corect. Corect. Dar cel mai rapid este așa, unghiul fiind de 90 de grade și unghi cu vârful pe cerc, se uită spre cine? Spre un jumătate de cerc, deci îl oblige și pe asta diametru. Și acum
cum zicem, cateta 1, cateta 2, nu? Aria, de două căi, aria. Deci după ce am spus că EF, EF egal cu AD, da? EF egal cu AD, atunci aria este egală cu cine? Cu C1 ori C2 pe 2 și egal cu baza BC ori înălțimea AD pe 2. Și renunțăm la 2 și atunci 9 ori 12 este egal cu 15 ori AD. Și de aici înseamnă că AD este egal cu 9 ori 15. 9 ori 12. 9 ori 12. 12 supra 15. Să printre 9 cu 15. Da, și face aici 4 și aici 5. 5. Și 9 ori 4, 36. 36 pe 5 este AD, care e egal cu EF. N-a avut nimic teza asta. 40 minute. N-a avut nimic interesant. Absolut nimic. Cere, credeți-mă, și am și avut timp să verificăm prima de două ori. Da. Am și scris pe tablă, n-a fost încărcat. 40 minute. Foarte lejeră și foarte ușoară. Deci, un elev de nota 7 trebuie să facă teza asta perfect. Dar un 7 corect. Adică 7 evaluat corect. În fața tezei acestea, nu. Deci, a dat la nivel de teză de 7. Spuneți-vă voi dacă a avut vreun grad de dificultate undeva care să spun, băi, aici dacă nu o șmecherie ascunsă, o treabă, nimic. Nu știu ce. La 4 am luat-o pe ocărite. Nu știu ce a fost cu mine. Nu mi-am dat seama că-i trunghi, că bătâi, cât dâc sau cum era acolo. Și am aflat BB prim, ce prim, orice, dar nu ce trebuia. Și era 5, m-am trezit când mai aveam timp. De că am stat la 4. Oare când învățăm că te duci și dacă se sesizezi că îți consumă timpul, lași și te duci la cealaltă. Exact. Pentru că ori de câte ori stai acolo și vrei tu să o duci la capăt, bâlbâind și pe... Ești contra cronometru, ești contra timp, nu? Și nici nu vezi. Da. Să intră în con de asta de umbră și să spunem ca putere de observare, de... Și bârbâim. Dar s-o trezit prima, l-am văzut doamnă toată noaptea. Deci nu, e agitată, e... Mai nu se face așa. Vedeți? E emoționat. Iar spun și repet. Datorită faptului că în toată perioada de pregătire o faceți forțat, mecanic, fără să vedeți firul roșu, de care tot am pomenit. Aseară discutam cu băiatul ăsta de la clasa 12 și a spus, domn profesor, știți, pur și simplu sunt înnebunit când mă uit cât de frumoasă este matematica și cât de prost ne este nou predată. Corect. Deci, pur și simplu, am făcut meditație continuă, cu profesor, m-am dus, așa. Până la un moment dat m-am apucat de unul singur. M-am dat peste dumneavoastră și am început să învăț după lecțiile pe film și m-am trezit că încep să știu. Încât profesorul spune, băi, dar tu nu mai veni că știi deja. E simte că el urcă și îi spune, eu după prof online merg. Așa. Pentru că a început, zice, să clarifice lucrurile. Ori câte vreme nu reușesc să vă conving că nu înseamnă ca și cum ai pune într-un sac formule acolo unde puneam peste alta, nu înseamnă asta. Dar iar trebuie să fie relaxat. Ai lucrat atât de mult, știi? Și cu agitația asta și nu ești relaxată. Deci nu privește-te așa. Potențialul scade foarte mult. Exact. Când ești în sub stare de stres. Și nu e prima dată când ea pierde din cauza asta. Păi zici, mama, a fost ușor? Tot puteam să fac? N-am nicio scuză. Mobilizarea e bună, dar nu ne ducem în partea cealaltă să stai atât de... Stresul ăsta și ăla. Dormi noaptea. Emoția asta, să trezi prima, să o apuca, să fac, nu știam ce cu ea prin casă. Da, da, da. Teza, am visat numai teza. Teza, doamne, că era nebun. Da. Știi, dorința de a face trebuie și un pic gestionată situația în sine. Nu așa stresul acela mare. Exact. Îți pierde din potențial. Îți mănâncă din sănătate. Măi, școala care îl faceți voi acum este atât de păguboasă
și atât de, cum spun, venit împotriva sănătății voastre intelectuale. Sănătatea intelectuală vă este zdruncinată din temelie. Nu, profesor, acum să fim cinstiți, să facem trânghii social și să duci o înălțime și să nu știi, să te pierzi și să stai în jurul ei și să nu mai gândești, asta înseamnă că are o problemă. Nu, e o singură problemă. Mihaela, trebuie să aveți și voi răbdare, părinții, să înțelegeți că e totul venit pe fondul a ceea ce înseamnă an de-a rândul de școală de asta, așa, îndobitocindu-te, practic, în loc să te limpezească. Învățătorul îți face același lucru, profesorul îți face același lucru. Da, da, tot timpul dăm în profesori, în aia, în aia, în aia, eu nu zic că sunt vinovați, dar și ei... Păi nu, dar urmărește-mă că ea la în mai multe rânduri, în etapa în care eu mă străduiam să arăt firul roșu că cum merg formulele, nu era de acord. Pentru că ea nu era de acord. De ce? Pentru că în foarte multe situații a mers prin memorie. Da. Da? Și are acolo lucruri îngrămădite și nu știi. Exact cum închipuiți-vă, sunteți într-o cameră cu toate aruncate care pe oriunde, și când vrei să te duci ei de acolo, nu ai cum să găsești. Nu găsești obiectul. Mi s-a întâmplat un lucru. A venit o familie de tineri să cumpere niște stupi. Aș vrea să vedeți filmul acela. Este pe internet, chiar pe prima pagină, tinerii au o șansă cu Prof Online. Și când am văzut, mi-am dat întâlnirea de undeva la Iași. El a coborât băiatul, ea n-a coborât. Păi, probabil, n-a avea rost să coboare. Ne-am întâlnit pe calea Bârladului aici. Am ajuns acolo, ea încă n-a coborât. Mă găsisem odată prin Iași cu ea și cu el, dar am văzut că ea purta ochelari. Și nu am descoperit ce era. Era nevăzătoare. Dar cu ochii sufletului vedea perfect și știa totul despre apicultură. Deci ea auziseră filmele mele și imaginaseră tot complet și ea știa absolut totul despre apicultură. Am rămas complet blocat să constat că simțul era atât de dezvoltat celelalte, încât ea își lua reperele chiar țintuită din ceea ce nu putem noi să înțelegem. Iar spunea că acasă face toată treaba în gospodărie. Dar fiecare lucrușor e la locul ei, la locul lui. Încât ea se duce, ia cuțitul de acolo, spală, face tot. Dar la locul lui. Pașii sunt numărați. Îi face din reflex, nu se lovește, nu nimic. Spun asta, ideea de a vă face să înțelegeți că trebuie ordine în toată treaba asta. Că dacă muncim numai de dragul muncii, fără să fie ordine, nu se întâmplă nimic corect. Totul este harababură, totul. Și matematica, forma în care e prezentată, nu ajung foarte repede la sufletul lor. Din foarte multe ori se întâmplă asta. Nu reușesc să ajung pentru că ei nu sunt construiți, nu sunt formați așa în direcția asta. Ei știu că memorăm formule, astea sunt formule, sunt rezultate, le știi sau nu le știi. Nu se produce, vă atrag atenția, nu se produce revenirea pe culoarul meu peste noapte. Nu peste noapte, trebuie an de rândul. S-au pierdut ăștia din urmă. Da, dar acum, domnului profesor, nu avem ce să-i reproșăm. Nici vorbă. Deci au fost extrem de ușoară, timp, berechet să facă. Nici vorbă. Dacă am avut de comentat în alte situații, am avut. Când a fost problema aceea cu singurul mediana, care a fost chichiță frumoasă și eu băgat în două probleme, aceea a fost... Altă discuție. Da, dar aici nu. A fost cât se poate de lejeră. Vedeți că emoțiile nu sunt constructive și... Cât încerc să-i spun eu chestia asta și nu... Și domn profesor, eu îi spun, eu când eram elev, pentru că știam, m-am pregătit, am lucrat, eram detașată. Și cu lejeritate lucram și nu mă stresam, pentru că știam că am lucrat și știu. Dacă i-ar fi făcut același lucru, n-avea nicio problemă să rezolve din punctul meu de vedere. Am să spun un minun apropo de chestia asta. Deci am fost profesorul fiicei mele și a băiatului.
vă dați seama, pregăteam teza și toate astea într-o seriozitate totală. Nici s-a pus vreodată problema să răspunde subiecte. Să nu se răspund, să le dau, să le sugerez cam ce ar fi. Nu se răspund subiect niciodată. Duelul era următorul. Să caut ceva care, cu care să-i prind. Deci asta discutam. Și ei știau, zice, trebuie să pregătești tu ceva care să ne prinzi, dar nu-i nimic. Noi o să facem față. Ne-am pregătit și asta așa puneam problema. Frumos. Deci nu, nu la modul acela să... Și am întrebat-o pe urmă, așa pe ora, totuși în clasă colegii, cum, care era atitudinea? Și la băiat și la fată. Când lua 10 mereu. Da, lua 10. Nu, da, căutam ca să nu ia 10 tot timpul, 10 plin. Pentru că găseam o chichiță care să nu o facă. Satisfacția mea mare era că te-am prins, n-ai putut să o faci pe aia, mă. Asta e. La 10, la 10 se ajunge greu, spuneam. Erau colegi cu Adi, cu cine meu, clasă, erau acolo. Și mă dați seama, luam cu doi pițari la matematică, ce era acolo, era extraordinar. Și eu căutam totuși în corp cu ceva, câte ceva. Așa făceam. De ce vreau să vă spun? Trebuie să înțelegi că oamenii care se așează bine în scaun merg mai departe cu toate porcările care se întâmplă în viață. Nu mai poți fi victimă dacă ai înțeles rostul, cum curg relațiile, matematica, cum... Aici trebuie să umblăm. Deci trebuie să vă convinc ușor, am să încerc cât pot de tare, că nu fac lucruri de aiurea. Mă vedeți că de fiecare dată eu tratez cu maximă seriozitate fiecare problemă, că nu știu. Eu viu la prima întâlnire cu problema. Nu ne întâlnim pe stradă, nu mă anunțați, la telefon mă sună ceva, nu știu ce problemă îmi pune. Dar nu intru în panică, nu stau sub stare ce de mult. Nu, altfel n-aș mai face filmul. Exact. Ce fac? Asta vreau să vă comunic. Starea de respect pentru problemă, dar nu starea de panică. Exact. A? Respectăm problema, o ascultăm bine, o citim de mai multe ori, vedem despre ce e vorba. Și zici profesor de matematică. Ca și cum acesta trebuie să știe toate problemele. Nu. El trebuie să aibă o anumită structură, să știe, să gândească problema aceea, să o analizeze și să găsească o soluție la problemă. Da? Așa trebuie văzut. Uite, cum aș face eu? Sub formă de joacă. Ne distrăm făcând matematica. Nu stresat. Să învățăm și pe asta și pe asta, formula asta și el mare și el mic și nu știu. Nu. Am încercat noi odată problema asta. Uite, să dăm un triunghi social. Hai să încercăm acum să vedeți. După discuția purtată, să vedem și asta. Deci să dăm un triunghi social. Da? Un triunghi social. A, B, C. Când am zis triunghi social, două laturi egale, unghiuri la baze egale, deci tu în mintea ta începi să spui, băi, ce vrea să spună? Ia să fiu foarte... cu urechile cât până ea, spuneam mai de altă dată, foarte atent, într-un unghi social. Atenție, nu vă cert. Vă spun cum trebuie să vă reorganizați. Asta vreau să vă spun. Nu vă cert. Ce rost mare, tu ai suferit destul. Încă o ceartă făcută. Deci, în unghiul ABC, isoscel. Ducem înălțimea AD. Iar imediat, când a zis că duc înălțimea AD într-un triunghi isoscel, ce știi? Unipică înălțimea. La mijloc. E și mediană, și mediatoare, e de toate. Bisectoare, de toate. Da? Toate informațiile le avem în clipa asta. Așa, cum am deschis ceva, un cuvânt, în legătură cu și alte lucruri s-au declanșat. Bun. Din punctul D, ducem o perpendiculară pe AB. Atenție. Deci, din D, o perpendiculară DE. Perpendiculara DE. DE. Pui raportorul. Cum îl pui, Adi? Ia să arăt eu pe tablă. Așa, așa, așa. Dar să fie asta în prelungire alături. Da. Perfect, să fie așa. Deci unghiul de 90 de grade aici. Și am dus
D e perpendiculare. Nu degeaba încep să adun. Măi, să-l dar triunghiul drept unghic. Am dus... Triunghiul isoscel. Triunghiul isoscel. Am dus în înălțimea. A ieșit tot 90 de grade. Acum a ieșit iarăși 90 de grade. Mijlocul lui D e... Deci, notăm cu M. Mijlocul lui D e... Să-l pun mai jos. Unim pe A cu M. Acum. Și AM asta pică perpendicular pe ce e? Trebuie să demonstrăm că AM pică perpendicular pe ce e. Asta ar fi problema. AM perpendicular pe ce e. Repetăm. Deci se dă un triunghi dreptunghi, un triunghi isoscel. Am dus AD. Salut, tata Andrei. Am dus AD. Am dus din D perpendiculară pe AB din D. Am luat mijlocul DE cu M. Trebuie să arătăm că CE e perpendicular pe DE. Că e pe DE. Ce e perpendicular, nu? Asta trebuie să arăt. Că ce e perpendicular pe AM, pardon. Ce e pe AM. Ai intru și tu, dar nu... Tot matematica e asta. Deci să arătăm că ce e perpendicular pe AM. În triunghiul ACM e dreptunghi. În triunghiul care? ACM. ACM. Aici este mirarea, da? Ăsta e M. A, ACM. A trebuit să arătăm că ACF e dreptunghi. ACF, ai F ăsta de aici, nu? A trebuit să arătăm că ACF e dreptunghi. A, AC e congruent cu AB. A. Ce e congruent cu AB, da. Ce să gândesc un alt triunghi, CFA, congruent cu... Mutăm doar 90 grade în altă parte. Ai vreo idee? Da. Da. Miruna, deci ne-am oprit aici că nu putem continua, nu? Deci nu. Deci, am o înălțime în triunghiul DAB, care e dreptunghic. Deci în triunghiul DAB, DAB, ai pe DE o înălțime, da? Da. Și... Din vârful D, din 90 de grade, e dus înălțimea DE. Da. Și acum, și AM e perpendiculară pe DB. AM perpendiculară pe DB, nu? Nu, adică, că doar știi că trece prin, păi, dintr-un punct exterior, câte perpendiculare pot duce pe o dreaptă, pe DB? Una, AD. Nu poți duc, se lasă să oblice. Deci asta, în prelungire așa, nu pică perpendicular pe DB, n-are cum. Ar fi un triunghi cu două unghiuri de 90 de grade, absurd. Mai să fie... Noi trebuie să ținem cont că M e la mijloc. Triunghiul AF e congruent cu triunghiul CB. Triunghiul? AF e cu CB. AF e cu... C, E, B. Cu C, E, B. Miruna, să fie congruente? Nu prea cred. Ai vreun motiv? Ai tu elemente care... La congruență trebuie să gândești la unul din cazul de congruență. Dar, Miruna, hai să ne întoarcem problema. Eu vreau să arăt că A, M,
am y perpendiculară pe ce e, pe ce e. Nu pot pe ce e. Dacă s-ar că e perpendiculară pe o paralelă la ce e. Deci, nu pot pe ce e. Nu văd din elementele din problemă, nu văd nimic. Deci, dacă am să arăt că e perpendiculară pe o paralelă la ce e, pe o paralelă dusă pe undeva, dar pe unde să duc eu paralela asta la ce e? O duc eu. Pe unde să o duc eu încât să fie convenabil să exploateze problema? Deci, dacă am să arăt că e perpendiculară pe o paralelă, atenție, atunci înseamnă că e perpendiculară și pe ce e. Că fiind perpendiculară pe o paralelă, e perpendiculară și pe ce e. Dar pe unde să duc paralela asta? O pot duce. Printr-un punct care se exploateze foarte bine. Am să o duc prin D. Deci paralela la ce e, o duc prin D. Spuneți-mi voi repede, paralela asta care am dus-o prin D, taie pe EB unde? La mijloc. De ce? Pentru că... De ce la mijloc? Pentru că triunghiul DEB este isoscel. DEB... Nu știu. N-am motive. N-am motive să spun că este isoscel. Dar un lucru știu, că D-i mijlocul lui CB. D-i mijlocul lui CB. Și câtă vreme dă-i mijlocului CB și paralelă dusă de mine, ea capătă calitate de linie mijlocie. Că dacă o taie pe asta pe CB la mijloc, o taie și pe EB la mijloc. Deci a apărut un punct formidabil de interesant, punctul ăsta de intersecție, să-l notăm noi cu N, care-i mijlocul lui EB. Deci în problemă, mi-a apărut la orizont, așa, cu această idee, un punct. Punctul N. Și mai tare este că a apărut triunghiul ADN. În triunghiul ADN, DE este înălțime, DE este înălțime, că am dus-o în, da, în ipoteză, dacă și N prin M trecând ar fi tot înălțime. Dacă din N plecând și mergând așa prin M, care M era mijlocul lui ED, N este mijlocul lui EB, ce este E, M? În M, N-M, ce este, dacă vreți? Ce linie mijlocie? Este linie mijlocie în triunghiul EDB. Înseamnă că N-M e paralelă cu DB. Fiind paralelă cu DB și cum AD a fost perpendiculară pe DB, înseamnă că și ea, N, M, pică perpendicular pe cine? Pe AD. Și acum, în triunghiul ADN am o înălțime, DE, o altă înălțime din vârful N dusă, iar punctul F din intersecții, capătă calitate de ortocentru. Și dacă e ortocentru, cea de-a treia care trece pe acolo, n-are altă șansă să fie decât și ea tot înălțimii. Și atunci AF pică perpendicular pe DN. Și dacă pică perpendicular pe DN, pică și pe paralela sa pe ce e. Și termina problema. Noi trebuie să arătăm că perpendicular pe ce e. Nu am putut. Și am zis, acea paralelă. Ai adus acea, dar acea paralelă nu rupe problema. Exact. Acea paralelă, nu pot pe ea, hai pe o paralelă asta. O duc eu, dar pe unde? Puteam să o duc pe oriunde. Dar prin D, când am să o prin D, totul se clarifică. Că prin D exploatez că D e mijlocul CB, paralela la ce e. Apare N-ul mijlocului EB, nu? Și când mă întorc înapoi prin N, cum prin N și prin F, parcă F are, nu? Da, da. Prin N și F e tot înălțime, că e paralel N-F cu CB.
Da? Mijlocii, mijlocii și iată așa. Ortocentru, fă ortocentru și atunci a treia n-ar decât. A treia n-ar decât să fie și a înălțime. Iată că așa, asta vreau să vă invit să faceți la matematică. Cu legeritate să încercăm, să inventăm, să... Am mai zis-o. Dacă această calitate nativă la Dumnezeu a omului de a fi, de a întreba, de a cerceta, de a descoperi, este distrusă, dur, foarte dur de școală. Pentru școală nu descoperim algoritmi. Profesorii nu îmbracă haina asta a omului care descoperă copilul. Nu se așează în bancă în locul copilului ca să poată să meargă cu copilul deodată. El spune, învățat și el o problemă? Asta e drama mare. Învățat o problemă, știe soluția aceea, din multe ori se încurcă la ea, scoate foița, o pictează pe tablă, stă cu spatele la tot ce se întâmplă și ei stau cu spatele. Asta se întâmplă în școală. Dacă până la 12 ani am mai spus-o, nu se face tot din partea școlii ca să-i se taie elanul acesta de a întreba, de a descoperi, de a ști el, ăla micul care spune, de ce așa, de ce zboară, de ce se întâmplă, nu știu ce, de acolo înainte totul s-a distrus. 85% dintre oameni, 85% dintre oameni sunt roboți datorită nepriceperei acestuia. Da? Sunt roboți, ei nu. Cine împing lucrurile în față, în lumea asta, așa? Cei 10-15% dintre oameni care sunt creativi? Ei fac asta. Nu vă închipuiți că eu, așa, dintr-o nebunie, tocmai sesizând această latură, am pornit această muncă titanică, din 20 de ani de când muncesc la idei, cu filmarea. Pentru că în film rămâne explicația asta, iată, toată vorba mea. Tot ce am trăit eu acum. Eu m-am transpus, pur și simplu, nu mai sunt eu. Sunt acelor care mă privesc. Ei, acest lucru, la fiecare lecție făcându-l, transmit această stare și sper să se schimbe lucrurile. Voi aveți o șansă foarte mare că stați aici, aici cu mine. Îmi simțiți respirația și mă puteți transpune și puteți, să spunem, prelua direct aceste lucruri. Dar nu vă, nimeni nu vă interzice să vă duceți acasă să reluați filmele acelea, să mai vedeți o dată, de două ori, în weekend, în plăcerea, bucuria asta de a fi stat de vorbă împreună aici. Părerea că ai avut și tu o idee, tu ai încercat ceva. N-ai văzut niciodată, nu o să vede niciodată că vă resping. Și vă spun, ți-ai acolo jos.